Salut, prieteni! Așa cum am spus în ultimul clip, o să ne concentrăm în următoarele zile pe niște decorațiuni extraordinar de frumoase, simple și ieftine pentru casa noastră. Astăzi doresc să fac o decorațiune dublă care să-mi încadreze oglinda stânga și dreapta și pe care o voi realiza pe acest canavas 30 de centimetri lățime, 60 de centimetri lungime, l-am achiziționat de la Mostaș, exact așa, negru cum îl vedeți, este undeva în jur de 35 de lei. Efectiv, am economisit vopseaua neagră și este excelent așa, pentru că exact așa mi l-am dorit. Găsiți în toate dimensiunile acolo, și alb și negru, extraordinar de practice. Am să folosesc vopsea acrilică verde. Am să folosesc în decorațiunea noastră și niște cristale verzi foarte frumoase, iar la final am să fac o decorațiune 3D cu ajutorul pistolului cu silicon și o voi decora la final cu această vopsea superbă aurie. Am să folosesc foarte puțin pensula. Astăzi o să merg pe varianta lucrului cu buretele. De ce? Pentru că se lucrează repede și acoperă uniform. Foarte frumos. Pentru că este la dublu, voi avea grijă să fie la aceeași dimensiune, deci va fi o lucrare dublă. Așa cum am spus, vreau să încadreze foarte frumos o oglindă, stânga și dreapta. Bun. Numai pe laturile care ajung efectiv până la punctul de intersecție, nu peste tot voi da cu verde, deci numai până la jumătate, și am grijă să fie exact la fel ca și la celălalt. Am să dau 2-3 straturi. Fiind o vopsea acrilică, se usucă foarte repede. Bun. Până în faza aceasta o las 5 minute să se usuce și revin. S-a uscat foarte repede. Acum am să vin cu al doilea rând, care va fi mult mai consistent și va defini culoarea noastră exact așa cum ne-o dorim. Bineînțeles, puteți folosi ce culori doriți. Prima dată am vrut să folosesc o culoare mai vie. Un violet amestecat cu fucsia, dar m-am gândit că deja am foarte multe piese roz și foarte multe decorațiuni, așa că am zis că tot vine primăvara, hai să fac un verde primăvăratec. E adevărat că atunci când se va usca va fi un pic mai închis, dar combinația este extraordinar de frumoasă și de interesantă. Dau și pe laterale, tot numai până la jumătate, cum am stabilit. Și am să o las 5 minute să se usuce din nou și vom putea să facem decorațiunea noastră 3D cu cristale. Foarte interesantă. Arată extraordinar de bine.
cum bănuiți, deja cealaltă a fost executată, dar nu vă arăt pentru că vreau să vă țin în suspans, să le vedem când sunt puse amândouă gemene. Bun. 5 minute la uscat și revin. Lucrarea noastră s-a uscat, iar acum am să încep să montez cristalele verzi, acele cristale acrilice pe care le-am achiziționat de la Decodamira. Cred că o pungă are peste 100 de piese și costă numai 7 lei. Exact la mijloc am să așez grupuri, cam 3, ca să acopere și partea colorată în verde, dar și partea neagră, până ajung în partea cealaltă. Merge foarte repede și arată extraordinar de bine combinația aceasta negru cu verde. Probabil că unii dintre dumneavoastră știu, este combinația preferată de culori al vestitului creator de modă Karl Lagerfeld. O să așez piese și mai sus și mai jos, să fac un joc de cristale, nu așezate uniform. Vreau să fie interesante. Stau foarte bine lipite pe canvas. La sfârșit o să curățăm și firele de silicon. Am să fac montajul până aici și revin. Așa cum v-am promis, m-am reîntors până în acest punct. În această parte, doresc ca decorațiunea noastră de cristale să crească lateral. Montajul merge foarte rapid. Și ce îmi place, pe lângă faptul că arată extraordinar de bine aceste cristale, pot fi lucrate foarte ușor cu orice fel de adeziv și puteți crea modele interesante, modele 3D. Acum nu se mai poartă neapărat numai tablourile clasice pictate, ci combinații cu piele, cu cristale, tablouri 3D, tablouri în relief. Modelul este mult mai vizibil și arată mult, mult mai interesant. Iar combinațiile de culori sunt nelimitate, după gustul fiecăruia. Nici măcar nu trebuie să fiți niște pictori extraordinari sau cu experiență, mai bine zis. Ați văzut, cu un simplu burete am rezolvat ceea ce este interesant este că modelul puteți să-l aplicați și ușor în exterior, nu fix încadrat în rama tabloului, să formeze un model, vedeți, ieșit în afară. Foarte, foarte interesant arată.
și voi executa aceeași parte în această parte. Merge foarte repede cu adezivul cu silicon, se întărește repede, mai ales în această perioadă când este și un pic răcoare. Arată superb, superb, dar va arăta și mai bine, și mai frumos, și mai elegant, și mai interesant, acum cu tușa finală. O să luăm pistolul cu silicon și am să trec făcând rânduri, rânduri de silicon lipit. La început am să trec și peste câteva piese de cristal, dar pe urmă nu. Vedeți? Mă duc și mă întorc. Și încerc să cresc modelul făcând firele mai lungi. Bun. Foarte simplu. Foarte, foarte simplu, vedeți? Din ce în ce mai înalte. Același lucru îl fac și în partea cealaltă, nu foarte dese, pentru că voi veni și voi tampona cu vopseaua aurie. Același lucru îl fac și în partea cealaltă, vedeți? Vedeți, am făcut un simplu grilaj, am mers cu pistolul de lipit, v-am spus, nici măcar nu trebuie să fim pictori cu experiență ca să facem niște decorațiuni extraordinar de frumoase. Acum am să iau vopseaua aurie și exact ca în primul caz am să mă folosesc de burete, să-i dau o tușă aurie peste aceste fire de silicon. Foarte interesant. Bineînțeles, nu vor rămâne sub formă de pete, ci vom încărca toate firele din belșug. Acum că ați văzut cum facem și aurirea și peste firele care au fost deasupra, bineînțeles,
Eu termin de aurit toate firele și revin să vedeți cât de frumos arată lucrarea noastră. Și acum o să le așez pe perete surorile gemene să vedem cum arată și cum încadrează oglinda noastră.